Amice, trezește-te, e vremea plimbării. Poate ar trebui să-l las să doarmă. Bine. Ce m-am trezit? Bine, Crypto. Mergem la plimbare. Am un stăpân, e Superman. Stai puțin să calcă asta. Ar trebui să-mi spună Iron Man. Nu. Câinele meu e cel mai tare, doar că nu se prea înțelege cu celelalte animale. Ce mai e nou, amice câine obișnuit? Ieri l-am mușcat pe tipul de la FedEx. Pentru cine lucra? Legiunea Întunericului? Generalul Zod? FedEx. Desigur, Federația Exilor. Să n-ai încredere în ei. Pa, pa, pa. De ce întârzie stăpânul meu? Mai să fie. E Liga Dreptății. Superman? Ce se întâmplă? E super puternic. Acum ar că am trebuit să fiu mort, nu? Cel mai bun prieten al meu este în pericol. Și trebuie să mă ajutați. Dar suntem doar niște animale de adăpost. Suntem mai puternici decât credeți. Puternicul cui? N-am văzut nimic. Care face pe roți? Unde naiba sunt? Indești tu câinele. Grozav, sunt singurul care nu are super puternic. Există putere din belșug. Există o datorie pentru ca puterea să fie folosită să... Scuze, ai spus ceva? Cât de mult ai băut azi? Am băut două toalete și un bideu. Da, și un bideu, e o nebunie. Nici măcar nu știam că există așa ceva. Dar e un fel de fântână pentru câini. La o parte, copil pisică. Asule, deschide scutul canin. Ce e scutul? Ferește! Excelentă apărare, dar pare extrem de dureros. Vrea cineva să facă schimb de puteri?